preparate, perché era un tema dentro la cassa. La cassa è classe a Noana. Așa, azi suntem în 11 parte. Adică. Asta, nu? Geometrie. Vector facem. Geometrie. Operați cu vector. Vector. Trebuie să ne amintim un pic că am vorbit data trecută. Deci am vorbit despre vector. Așa, care sunt lucrurile esențiale care trebuie să le ținute? Deci, mai când discuți cuvântul vector, este o noțiune nouă, să zic așa. Deci, noțiunile de bază care caracterizează un vector sunt acestea. Mărimea, direcția și sens. Mărimea, cât e el lungimea, de mare, lungimea, adică segmentul acela, că vectorul reprezintă pentru un segment, nu? Orientat. Mai mare sau mai mic înseamnă mărimea vectorului. Direcția înseamnă dreapta lui suport împreună cu toate dreptele paralele. Da? Iar sensul este modul de parcurs de la origine la extremitate. Da. Vorbim de vectori legați, vectori liberi. Am vorbit aceste lucruri. Și vine și vectori. Echipolenți. Deci doi vectori care sunt echipolenți. Ce înseamnă să fie echipolenți? Au aceeași mărime, mărime, direcție și sens. Au punct egal. Da. Egal, dar nu putem spune de egalitatea doi vectori, ci vorbim de echipolența lor, în sensul că au puncte de aplicație diferite. Nu același punct de aplicație. Da? Operații cu vectori. Da. Adunarea vectorilor. Operații. Am vorbit despre vector coliniar, nu? Ce înseamnă vector coliniar? Sunt pe aceeași linie. Pe aceeași sau pe drepte paralele? Da. Au aceeași direcție. Corect. Asta e important. Deci coliniar înseamnă au aceeași direcție. Am vorbit despre vector opuș. Da. Au aceeași direcție. Sensuri diferite. Da? Sensuri diferite. Da. Sensul e dat de dreapta care trece prin originea lor, nu? Și dacă sunt situați în același semiplan sau în semiplane opuse. Operații. Adunare. Adunare. Adunarea de vector. Deci dacă am, să spunem, vectorul acesta. Deci vectorul AB. Deci vectorul AB. Să terminăm cu adunarea și cum trecem la aplicație, da? Da. Vectorul AB și cu vectorul CD. CD. Iată, doi vectori legați. Fiindcă am precizat că au origini, deci sunt vectori legați, nu sunt niște vectori liberi. Vectori liberi se lătau cu a mic, b mic, c mic, d mic. Da, da, și nu avea origine, da? A, așa. Și reprezentarea în scris, zicem așa, A, B. A prima literă indică originea, B indică extremitatea. Și vectorul C, D, iată așa, îl reprezentăm în scris. Și acum ar interesa să vedem cum se adună doi vectori. AB, întrebarea este AB plus CD. Cu cine este vectorul AB plus CD? Suntem într-un moment mai delicat. Este pentru prima dată că ne punem problema asta, da? Cum să adunăm doi vectori? Trebuie să alegeți o oră la care să se stinge asta. Nu, așa, de acolo. AB plus CD. Pentru asta, am să iau un punct și să încerc să fac adunarea AB plus CD. Sau, las pe AB aici.
Da. Și cred că am să iau un punct eu, e mai bine așa, unde am să duc pe cei doi vectori având aceeași origine. Adică am să păstrez în punctul M echivalentul lui AB. Ce înseamnă echivalent? Trebuie să-l duc pe o dreaptă, nu? Paralele cu asta, să aibă aceeași direcție cu AB. Așa. Sensul acesta au să coincide cu M, da? Și B-ul, iată, aici. Deci, AB a fost dus în punctul M. L-am legat în punctul M. Ce atât și pe CD. Construiesc echipolentul lui. Da, trebuie să fie paralel, nu prea paralel de patru la mine. Așa, cred că CD. C-ul aici. Coincide cu M și cu AU. Da. Deci AU și C-ul coincid cu M. I-am pus în același punct. Acum ne intuim că aici avem un cărucior și tragem de cărucior cu cele două forțe. Chipuiți-vă că aveți două coarde de care am agățat, două sfoare și astăzi am agățat de cărucior și unul trage în partea asta și cealaltă trage în partea cealaltă. Căruciorul ce credeți? Se va duce după asta? Sau se va duce după cealaltă? Deci a lucrat lângă aceste două forțe. Dar azi ce sunt același punct? Da? Da, da, da. Ce? Păi l-am dus, eu am construit AU și AB și CD, erau doi vectori legați în puncte diferite, nu au diferit de ce. Și eu am dus acum în punctul M, echivalentul lui AB este aici, nu? Aș pune A prim, B prim, dar subînțelege că avea de mai înainte ca să mai... Așa. Și zice, de unul la fel l-a făcut. Vectorul sumă. Și eu întreb, ca să înțeleg, ce rost are să pune o problemă asta, e ca și cum aș trage de căruciorul ăsta, cu cele două forțe. Păi duce un paralel la C, duce un paralel la B și face prim de un paralel la B. Deci el nu se va duce nici după AB, nici după CD, nu. Ci după o rezultantă. Păi. Deci ca urmare a acțiunii celor două forțe. A, B, C, D. Deci ca urmare a acțiunii celor două forțe, el va căpăta direcția, o să o vedem imediat. Deci direcția va fi a unui alt vector. Ca urmare a acțiunii celor doi, căruciorul se va deplasa după rezultanta asta. La N, sau cum vreți. Așa. A, N. Sau M, N. Dar M l-a fai pus odată. L-am pus aici. A, M, N. Deci ce fac eu, practic? L-am dus pe CD, am construit echipolentul aici. Corect. Nu? Că pot să zic așa. Da, da, da. Da? Ei, în condițiile acestea, merită să reținem și această variantă, varianta paralelogramului, cum ai spus tu, ăsta este aici vectorul AB plus vectorul CD. E regula paralelogramului. Dar tot atât de mine eu zic și regula triunghiului. Adică dacă voi ăsta îl duceam aici deodată... Dacă era regula triunghiului, nu trebuia să fie din aceeași origine. Trebuia să fie un așa și un așa. Păi, dar noi am făcut-o așa. Ei erau aici, aruncați aici, nu? I-am adus dar un singur punct. Dar erau în aceeași origine. De aici au plecat amândoi. Da. Și la regula triunghiului nu era așa? Adică regula triunghiului înseamnă 1 AB. Și pe aceea din B pleacă. Chiar din B pleacă și da? Da. Și eu asta am făcut. Eu acum vreau să surprind și să-ți spun ție că fie regula paralelogramului, fie regula triunghiului. Tot aceeași treabă. Că eu puteam să o fac deodată de aici. AB lăsam aici, duceam echipolentul aici, dacă știam ideea asta cu triunghiul. Conduceam pe CD în echipolentul și propuneam și asta este vectorul. Era în prelungirea lui B. De, da. Din originea lui B, de ca C-ul. Deci, am mers așa, în doi pași. Mai întâi, ei erau aruncați pe tablă, am luat un punct M, am dus echipolenții lor,
Am construit paralogramul și de aici mi-a venit ideea, cum a fost paralogramul, că asta e echipolent cu ăsta altul, ce e de vechi sunt echipolent, și atunci foarte bine eu o duc aici. Da? Deci AB plus BC înseamnă AB plus BC înseamnă tocmai A, AB plus BC înseamnă A, C, dacă ar fi să notez așa. Da. Litera intermediară tocmai asigură legătura cu extremitatea, cu originea. Bun. E foarte simplu. Deci ce metode avem aici? Regula triunghiului sau regula paralogramului? Și mai ai și alte reguli. Și poligonului. Dacă sunt mai mulți vectori. Dacă sunt mai mulți vectori. Deci dacă avem 2 sau 3 sau 4 sau 5, poligonul care ia naștere este tocmai cel care îmi zic în final. Adică dacă aș avea așa, să înțeleg. Da, avem aplicații aici. Da? Da. Deci, nu sunt metode diferite. Eu zic că regula poligonului vine ca urmare a faptului mai mulți vectori. Da, nu sunt reguli diferite. Dar regula importantă e asta, paralogram sau regula triunghiului. Ce aș mai spun aici? Proprietăți greșirea care sunt. Dacă aduc un vector cu vectorul nul, comutativ, sigur că da. Dacă aduc un vector cu nul, nu influențează și... Da? Al dupi cu opusul, îmi dă vectorul nul, nu? Da. AB cu opusul său. Hai să încercăm să... Trebuie proprietățile nu mai trecă, le viste pentru unde ai. Sunt totuși, nu? Da, da. Sunt de la început de altfel. Da, da. Ia să vedem... Se consideră triunghiul ABC. Prima problemă. Deci, fie... triunghiul A, B, C. Și punctele D, E, F, M în plan, astfel încât iar D, E și F și aparțin planul, planului A, B, C. D, E, F și M. Și M. D, E, F și M, da? Da. Și M. Aparțin planului astfel încât A, B egal cu B, D. Da. A planului triunghiului ABC. Deci planul triunghiului ABC. Ei de ce nu pun AB vector și îl pun fără sensul ăla, fără căciulița aceea? Astfel încât? Astfel încât. A, numai deasupra o liniuță, da. Da? Atunci se subînțelege că A e originea și B este extremitatea. AB, vectorul AB este egal cu vectorul BD. Așa încât. Deci așa încât, cum trebuie? Așa încât. AB egal cu BD. AB. Egal cu BD. BD. E cât egal cu CA. E cât egal cu CA. DF egal cu FE. DF. Egal? O lăsește. Dar ar trebui să fie echivalent. Deci lasă egal acum, da? Da, egal. Da. Am vorbit de echivalență. De ce? În sfârșit. DF egal cu? FE. FE. AM egal cu BC. A, M, egal cu BC. În concluzie, arătați că AD egal cu MF. Asta a fost ipoteza. Concluzia? AD egal cu MF și AF. AD egal cu MF. F. Și AF egal cu ME. Și AF egal cu ME. Eu fac acest lucru. Vreau să pun săgeata. Vector, da. Dar vector, da, dacă autorul a acceptat așa, normal. Așa l-a dat unui domn profesor fără... Fără săgeată. Căciuliță, da. Fără săgeată. Asta înseamnă, literele indică exact de la unde se pleacă și unde se ajunge. Prima literă este originea și alta este extremitatea. Facem un triunghi ABC, nu? Un triunghi normal, nu? Da. Un triunghi oarecare. Nu-l luăm echilateral, sau cel A, B, C. Triunghiul A, B, C. Punctele E, F, M sunt întreplare așa încât A, B să fie cât B, D. A, B. Uite, A, B, adică vectorul ăsta. D. Cât B, D. Dar nu spune că D ar fi pe B, C. Deci A, B. B, D. Egal cu B, D. Înseamnă că în prima asta, în luna, din B, așa spune, că AB din BD. Exact cum este AB, din B plecând,
Când îți construiesc un vector, e cam acesta. Deci fac triunghiul mai mic, altfel în lumea asta, da? Cum ar fi simetriu. Da. Aici am spus parcă B. Și fiindcă zice AB, vectorul AB, să fie cât BD, înseamnă că... Tu prelungești pe AB. Prelungești pe AB. Din B trebuie să plec. Exact. Da? Înseamnă integral cu AB, nu? Exact. E cu acela. Și aici e punctul D. AB cu B, de da? Da. Bun. Și care e sensul, să nu-l spun? Păi sensul este ăsta. B, D. Săgeata spre D. Când zice AB, să fie egal, să fie echivalent cu B, D, trebuie să aibă aceeași mărime, același sens, da, sensul este dat de dreapta la suport sau dreptele paralele. Eu nu pot să duc pe aici paralele, pentru că din B trebuie să duc. Corect. Da? E cât cu C, A? E C, e C cât C, A. C, A, de la C la A, așa. Și E C în jos. C, A cu, cu E, C. În jos. E, C. E în jos. De la E la C cât C, A. C e originalul. E, C. E, C. Acolo e. Așa. Așa. Acum, C devine... extremitate. Da. E C egal cu C, A. Dacă o zis E C, pleacă din E, clar. Extremitatea vârfului în... E C, așa. Așa. C, egal C, cu A. C, A. Vârful e în A. Corect. D, F, cât F e. Da, un vid. Ah, gata, D. D, F, da. Cât F e. E la mijloc, nu? E la mijlocul lui E, D. Deci D, F, egal cu F, e. E. Sunt pe aceeași, unesc pe D cu... Și tot mijlocul, și nu stau în mijloc. Asta e F, da? Și acum dacă D, F, înseamnă că din D plec, F este extremitatea. Așa, D, F, cât... egal cu... cât F e. Acum învățăm și de-aia pe așa, și mama participă cu toată... disponibilitatea așa la lecție. Pe ca să înțelegem. Cât B, C. Da. Și A, M, cât B, C. A, M. Cât B, C. Cât B, C. Acum cum ai face? Deci așa. Deci... paralel. B, C. Deci B, C. A, da, duce paralel. Din A. Da. Și din A, da? Ca A, M, zice. Dacă zice A, M, din A încolo, o paralelă la B, C. Și dacă zice BC... Nu, B, B în partea aia. B, B, da? BC. Da. Să fie cât A, M. Da. Pleacă din A să duce M. Deci BC cât A, M. Pe paralel în partea asta. Zice A, M. Da. Să fie cât BC. Trebuie să fie cu același sens. Da. Deci M este aici. Da. Ia să zicem din asta. Vezi, v-a zis B, C. A plecat din B spre C și atunci a plecat din A spre M, paralel. Ok. Asta ia, mai există o dată, Verona, să vedem aici, ca să înțelegem bine. Pentru, eram tentat să mă duc în partea asta. Avea mai mult loc, tot. Avea mai mult loc, da. Dar zice B, C, cu A, M. Deci B, C, cu A, M. Clar, așa este. Și sensul, vezi? Da, neapărat trebuie să-i pun sensul. Reluăm din nou. Deci A, B. Hai să vedem ce am construit. Și ștergeți un pic linia aia. Da, cea care am tras-o. Să luăm, să construim cu tot ce am construit cu o altă culoare. A, B. Deci B. A, B. A, B cu B, D, nu? Da. B, D, asta e construit. Și aici se pune AB, deci a fost AB cu BD. Nu o fac așa chiar să nu iasă, că să subînțelegi. AB cu BD. Apoi, EC cu CA. EC, EC, asta l-am construit așa.
ce a. Cu ce și am dus așa, cu ce a. E ce cu ce a. D-f, cât f e. Deci d-f cu f e. Alte cuvinte, cele trei latere ale triunghiului au generat trei vectori. Ăsta cât ăsta, asta cât ăsta, asta cât ăsta. Și... Mulțumesc! Și df cât f e, d și f e fiind construite cu ăsta la mijloc. Bun. Să lăsăm ca d cât m f. Ad tot e cât m f. Păi să nu trebuie să arătăm că M, C, F sunt coliniare. M, C, F... să vedem dacă M, C, F sunt coliniare. Deci AD-ul, tot AD-ul, se compune cine AD-ul? Din AB plus BD. Da. Nu, nu trebuie să fie M, C, F coliniare. Deci, trebuie să arătăm. Și populare. A de U cât M, F. A de cât M, F. Dar ele totuși sunt coliniare. Nu sunt? Ba, sunt. Că sunt și coliniare astea? Cred că B e paralel cu F, D și tot un paralelogram acolo. Care C, B, F, D. C, B, F... F, D e tot un paralelogram care se trage din M, F, D. Bine, hai să arătăm că A, D este cu M, F. A, D... La D din cine e compus? Cu M, F. Din A, B plus B, D. Adică de două ori A, B. Da. Și M, F... Să deducem mai întâi că din D, F compunem cu F, E, rezultă că F e în mijlocul lui D, E. Din C e în mijlocul lui D, A, E. Și B e în mijlocul lui A, D, să scriem asta. Da. Și apoi e simplu. Deci, să luăm așa, că D, că F, adică E, F, cât F, D, da? Da? Deci să zicem că F, mijloc, lui E, D, adică asta înseamnă F, că... F, congruent cu F, D. E, F. Egal. Egal. E, F, egal cu F, D. E, da. F, D. Mai avem și că C e mijlocul lui A, E. C e mijloc lui A, E. Adică CA. CA cum e cu EC. Egal cu EC. CA. Egal cu EC. Egal cu EC. Așa. Am tot din ipoteză. Da, avem așa. Da, da. B mijloc rezultă că AB egal cu BD. B mijloc. Lui AD. Da. Rezultă că A, B e cât B, D, nu? A, B e cât B, D. Chiar vectoria. Și toate trei astea rezultă că F, B e paralel cu F, D. C, B. Cu F, D. Adică cu E, D. Cu E, D. Că B e limitat în triunghiul A, E, D. Și mai rezultă și că C, F e paralel cu B, D. Pentru că avem că...
zice că C e în mijlocul lui M, E și A e în mijlocul lui A, D. Că F e tot linii mijlocii. Că B e tot o linii mijlocii. Așa. Deci, cu alte cuvinte, din ce am vorbit, vectorul B, C este cât D, F și cât F, E, nu? Da. B, C. Ai zis mai devreme, da? Da. Deci, B, C, vectorul B, C, e egal cu vectorul D, F și egal cu F, E. D, F și egal cu F, E. B, C, egal cu D, F și egal cu F, E. Păi unde știu asta? Păi, n-ai spus mai devreme, linii mijlocii? Păi da, păi hai să scriem tot. Păi uite, am scris. Păi, să scriem ce? Redactăm ce? Scriem. Păi, n-ai scris că sunt mijloace. Dacă mijloace. Rezultă asta. Cât de acolo? Da. Păi n-am scris așa. Sunt mijloace. Și atunci, în triunghiul ăsta A, E, B, e clar că asta este jumătate din a treia, ca mărime. Da. Deci, B, C. Și B, C, de unde avem pe acolo? B, mijlocul lui. F, mijlocul lui. B, mijlocul lui. C, mijlocul lui. Și B, C. Și B, C, apare linii mijlocii în triunghiul A, E, D. Păi n-am scris. Păi din mijloacele astea, B și C, B și C, din astea două, rezultă că B-C, nu? B-C, linie mijlocie, din astea două. Linie mijlocie. Și atunci linia mijlocie, BC, ce știm, că e paralelă și jumătate din bază. BC egal cu camărină. BC egal cu FD. BC egal cu ED la pe 2. Egal cu DF. Egal cu DF. Și paralelă. DF. DF. Și BC e și paralelă. Da. Paralelă cu DF. Și de aici, paralelismul asigur vectori au aceeași direcție. Atunci când am zis că... BC, DF, paralelă. BC, DF. Paralelogram. Da. E paralelogram. Dar eu mă opresc la... Ce e ce am stras ca și concluzie? BC e cât D, F și cât F, E. Și cât AM, că o avem în bătești. Și egală și cu AM. Da? Deci BC este cât D, F, cât F, E și cât AM. Și cât AM, că este și egală cu AM, da? Egală din ipoteză. Egal cu A, E. Și atunci, figura asta A, M, B, C, ce este în momentul de față A, M, B, C? A, M, B, C. A, M, B, C este paralelogram. Fiindcă asta încât asta, paralele și congruente, nu? Paralele și congruente, înseamnă că figura e paralelogram. Adică M, C va fi cât A, B. Așa o zici și ea că B, C, F, D, tot paralel și congruent, paralelogram. Și atunci, iată cum M, F e compus din cine? Din A este... M, pare... și M, C și C, F. Și cum A, B era cât B, D, e clar că M, F e cât A, D. Atunci, da. Deci, pentru chestia asta, ce spune? Haideți să spunem cum avem că B, C, e egal cu A, M. Asta nu e ipoteză. Da? Băcă cu ta M. Rezultă atunci că A, B, C, E, M. A, B, C, E, M. Paralelogram. Și atunci înseamnă că... Trebuie și altceva? Și paralelă. Că se egali și paralelă. Păi, vectorii asigură paralelismul și... Înțeleg? Egalitatea. Vectorii. Dacă se egali și paralel. Doi vectori, când a zis că sunt egali, se echipolez, de fapt, în limbajul. Înseamnă că sunt și paraleli și... Asigur, au aceeași direcție, deci paralelismul este asigurat. Mm-hmm. Și modulul, iarăși, din egalitate, înseamnă modulii doar egali. Modulii sau lungimea vectorilor, mărimea, direcție și sens, da? Mărimea lor. Și atunci,
Am asigurat paralelogramul. Și de aici înseamnă că MC, MC, vector. Vectorul MC e egal cu vectorul AB. AB. Din demonstrația care ați făcut-o, rezultă că BC e FD în paralelogram. Din demonstrația care ați făcut-o. Da. Deci e C. BC. 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 FD. FD și e paralelogram. Da. Da? Din, tot din aceeași motiv. Deci, de altă parte, cum avem, scrim așa cum BC. E egal cu FD. Da. Cu FD. De aici, suficient pentru a spune că BDFC, da. BDFC, paralelogram. Fiind paralelogram, am asigurat paralelismul și egalitatea. Deci rezultă că de aici, vectorul CF, CF, e egal cu vectorul BD. Și mai devreme am spus că MC, MC, e egal cu AB. Trag liniștile adun, membru cu membru. Și atunci CF plus MC plus CF, MC plus CF, e egal cu AB plus BD. Plus BD. Și aici mă duce spre MC plus CF este tocmai MF. F. MF egal cu AD. AD. Ai înțeles? Mai iau încă o dată cu mine. Deci... Zic eu? Da. Avem C mijlocul lui AE, B mijlocul lui AD, rezultă că CB e paralel cu FD. Avem C... Paralel cu FD și jumătate din ED. Adică... Da. E egal. Vectorii sunt egale. Adică el e paralelogram. Da. Cum avem CB minim mijlocie și în MAFD, rezultă că MACB e congruent cu CBFD. Și atunci ele două sunt paralelograme și am demonstrat că e paralelogram și atunci am înfârnătat că e paralel cu AD. Acum era următoarea, AF cu ME. Așa, AF, să luăm pe AF, așa, AF cu ME. Cu ME. Avem două diagonale, știm că e în mijloc. Atunci, având în vedere că diagonalele se înjumătățesc, rezultă că este paralelogram și ne rezultă aia imediat. Să redactăm. Deci este simplu, da? Deci, AC cât CE, MC cât CF demonstrat. Dar trebuie să avem grijă, nu AC, CA. Deci... Sau aceeași lucru. AC cât CE. Yeah. Acum aia zice, nu trebuie să ținem cont de unde pleacă vectorul? Asta dacă, vă întreabă. Dacă am zis așa, că CA e dat în ipoteză, da. Nu? CA da. Este cât e C. E asta vă întreabă. CA cât e C, da? Din ipoteză. Din ipoteză, ca vector. Da. Și avem de asemenea că... MC cât... MC este cât CF. Tot din ipoteză. Tot din ipoteză. Ca scriere. Ca scrierea asta, cum am zis acum. Nu, că F am demonstrat-o mai acum. Păi da, da. Deci, spunem că... CA. CA. Egal cu... Cu F. CA egal cu F. F. Ăla e. E, da? Da. C, A. Egal. Cu E, C. Da. E, C, A, cu E, C. Cu E, C. Din ipoteză. Da. Da. Din ipoteză. M, C. C, egal cu C. Egal cu C, F. E, demonstrat. Da, din nou. M, C, egal cu C, F. Din demonstrație. A. Doar. Din aceste două aconade rezultă că
M, F, E, M. M, A, E, F, E, B, M, A, E, F, M, A, F, A, F, E, e paralelogram. Paralelogram. Și rezultă A, F, congruent cu M. Așa, și rezultă? A, F, egal cu M. A, F, egal cu M, E. Stai o secundă, da. Aici aș vrea să văd dacă nu cumva. Ar trebui să lucrăm mai pe vectori. Păi numai vector a scris. Da, am scris numai vector, e drept. Dar să nu vorbesc de paralelogram. Dar n-am cum să nu vă zic că formează un paralelogram din mărimile lor. Formează un paralelogram care ne asigură egalitatea vectorilor. E bine, e bine. Deci așa de vă gândeați la... Nu, vă gândeați că suntem mai la vector și vorbim numai pe limbajul vectorilor, dar din paralelogramul acela ne asigură egalitatea vectorilor care întâlnim. Să vedem... Problema 2, da? Problema 7. De la pagina 157. 157. Se consideră pătratul ABCD. Deci nu-i pătrat, da? A, B, C, D, pătrat. Punctele F, G și H aparțin planului, așa încât. F, G, și H aparțin planului ABCD. Așa încât AE egal cu CB. Vector? Da, AE egal cu CB. CB. BF egal cu DC. BF. CD. CG cât AD. Și DH cât BA. Concluzie. Arătați că F este egal cu HG. F egal cu HG. Demonstrați că F, G, H este pătrat. A mic, B mic. Demonstrați că F, G, H. E. G, H e pătrat. Deci ABCD să zicem A, B, C, D, cât ar fi A, B, C, D, să construim coeficientul A, E, să fie cât C, B. A, E, cât C, C, B, C, B. Deci A, E, cât C, B, de la C la B. Înseamnă că mă duc în sus, așa. Așa e făcut nu. Nu. Hai să vedem. Nu, adică n-am făcut încă. Ah, da. Eu altceva întrebam. Lasă mai jos figura, că nu-ți mai bun, deci... Costește pătrat mai jos. Mai jos, mai jos. Păi mai costruiesc încă unul, că o să fie tot încolo, știți? Și mai fac unul așa. Da, dacă nu începi de altă calumnă. Hai să vedem cum... Deci... A, E, cât C, B. A, E, cât C, B. C, păi îl fac, da, încolo. A, E, cât
ce B, da. Și acum, în sensul director, eu aici am o întrebare. Da. Dar ținem cont de cum zis. A, este originea și este capul. Extremitate. Da, pentru că în momentul în care va fi vorba de o sumă sau ceva în calcule, de exact. Repara nu avem calcule. Bine. Atunci apar vectori opuși, vectori... B, F, cât, cât, B, F, cât, C, D. C, D. C, D. Se ducem în continuare a lui. B, F. Ducem simetricul A față B. Mai ducem încolo. Nu. Că din voi trebuie să merg. Așa? Hai? Și mergem încolo. Cât? CD. Păi da. CD. Așa. Îl mai prelungim pe AB. Încolo. Dacă mă duc așa, da. Buf, da. Nu mai este cât CD. De ce? Că CD ca vector are sensul ăsta, iar BF ar însemna așa, că coincide cu A. Nu dacă ai zis bine CD. Poate e greșeală aici. B, F, B, F, cât de ce? De ce? Așa, așa de ce? Vezi, B, F, cât de ce? Ca sens. De ce? Că așa mă obligai să... Dar eu am scris de ce. Există de ce? Eu am scris prost atunci, gata. Mi-asum așa asta. O greșeală, da? B, F, cât de ce? B, F, cât de ce? Acum, da. Acum, da. B, F, cât... De ce? Așa cum ai spus tu, e perfect. Așa. Mai departe. C, G... Cât... O secundă. Motorul e C, G, cât AD. C, G, cât AD. Adică, mă duc așa. Da. Da. G. G, aici, da? Cât da. AD. Bun. Și DH cât BA. DH cât BA. Adică o duc așa. Adică o duc așa. Minunat această figură. H. Așa aici. DH cât BA. A, corect. Bun. Și acum ce e? F, sau atât, e HG, da. Care este primul? EF cu HG. EF. Haideți cu o culoare. Da. Să se arătăm cu EF. Cât A? HG. HG, așa. EF cât HG. Ca să fie egal cei doi vectori, echipolenți, cum ar trebui să zicem, păi, trebuie să fie aceeași mărime, direcție și sens. EF cât HG, deja avem aceeași direcție. EF cât HG, nu știu de ne văzut tu că ai aceeași direcție, că nu văd. El zice că EF, adică E este originea și G este... Și F este... Da. Direcția este dată de paralelism. Deci direcția înseamnă dreptul lor suport să arătăm că sunt paralele. Păi facem cu teorema asemănării între triunghiurile HCG și EAF. Sunt asemenea. Triunghiurile sunt asemenea, asta rezultă că chiar e egale. Cu HG. Chiar egale sunt. EAF și cu CHG sunt egale triunghiurile. Dar am făcut asta, dar vreau să înțeles că EAF e paralel cu HG. În asemenea nu e și asta? Din asemănare, egalitatea e mai mult decât asemănarea. Asemănarea, acum, e asemănarea cu raportul 1, când zic egalitate, da? Uh-huh. Și asta, egalitatea mai ar asigura că HG.